Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto. Astăzi, 8 mai 2024, o zi care nu pare la fel de prietenoasă ca 7 mai, na, 7 cu noroc, o zi în care piața e destul de gri și am să vă zic așa. În piețele financiare avem 3 categorii de zile. Sunt zilele groaznice, cum am avut atunci când a căzut piața la 56.000 sau cum am avut atunci când a fost problema cu Israelul și Iranul. Avem zile în care piața are corecții masive, mai ales în bear market. Avem zile plictisitoare în care mare lucru nu e de făcut, nu se întâmplă nimic ultra mega interesant, da? Și avem zile în care poți să vinzi. Da, și trebuie să te bucuri și totul e verde și toată lumea este euforică, da? În zilele teribile, ce poți să faci este să cauți oportunități și să investești, da? Deși sună incredibil, adică cum? Adică atunci când e foarte prost, cumperi? Da, atunci cumperi dacă vrei să ai șanse să faci profit. Astăzi este o zi de genul în care mai bine nu faci nimic și nu se întâmplă nimic. Dacă ești în poziții și sunt pe minus, atât timp cât n-ai vândut, nu se întâmplă nimic. Nu știu câți dintre voi știți, dar în Argentina, președintele care a fost ales de curând este un mare fan al Bitcoin. Iar acum alte știri interesante vin din Argentina, unde o companie deținută de guvern, de stat, va mina Bitcoin și va folosi gaz în procesul prin care alimentează aparatura cu care se minează Bitcoin. Practic vor arde gaz ca să producă Bitcoin. Din ce știu, și România are gaz. Ce interesant ar fi să ardem și noi niște gaz sau să punem niște eoliene sau niște chestii și să producem Bitcoin. Acum nu vreau să mă dau interesant sau inteligent sau whatever, dar cei care sunteți pe la Ministerul Economiei, pe la ministerul de asta cu putere de decizie, poate n-ar fi o idee rea să începem și noi să folosim resursele pe care le avem, să minăm Bitcoin. Dacă e nevoie de ajutor, I'm here, sunt deschis să ajut oricând. Bătălia pentru stablecoin-uri se accentuează. Cei de la Ripple plănuiesc să lanseze și ei un nou stablecoin. Cred că este suficient loc pe piață. Și cred că cea mai importantă chestie este perspectiva legislativă. Știu că vine o vară interesantă, știu că sunt foarte multe chestii care depind de sectorul ăsta juridic, de reglementări. Mi-aș dori ca lucrurile să se întâmple repede, să fie reglementat, să fie totul clar pentru întreaga planetă. Însă nu e o idee rea din partea Ripple, probabil au și suficiente resurse cu care să ducă la capăt un proiect de genul ăsta, lansarea unui nou stablecoin. Bun, hai să vedem pe grafice unde sunt problemele la Bitcoin. În primul rând, da, sunt pe 6 ore. Iar aici vedem așa, avem rezistență la 63.000, este 20-50 moving average, dar marea rezistență este 65.600-200 moving average, da? Pe 4 ore. Pare final de corecție și aici, însă tot bearish. RSI-ul bearish, MACD-ul bearish, stochastic RSI bearish. Suntem sub toate trei rezistențele, sub 20, sub 50, probabil sub 100 și sub 200. Atât timp cât Bitcoin-ul nu va rupe 64.800, din punctul meu de vedere avem o problemă, da? Iar piața este în zona de risc. Acum, dacă ar fi să facem zoom out, da? Să ne uităm mare, macro, da? Avem în primul rând aici, da? Această rezistență, da? Am atins o dată aici, o dată aici, o dată aici, sunt pe 3 zile. Acum suntem așa la cotitură, la răscruce de drum, da? Atât timp cât nu reușim să depășim zona asta de rezistență, noi ne aflăm într-un canal descendent. L-am mai arătat odată. Da? Iar în acest canal, da, există riscul să coborăm în această zonă, adică 55-54.
dacă nu reușim să scăpăm de această rezistență. Și am fost odată aici în rezistență, am fost odată aici în rezistență, acum suntem din nou aici în rezistență. Ceea ce părea imposibil acum ceva timp, acum este posibil. Cryptoexchange-ul Bitpanda din Austria își extinde parteneriatul cu cei de la Raiffeisen Bank, o bancă foarte mare din Austria, care este prezentă și în România. Nu știu să vă spun dacă Raiffeisen este la fel de prietenos în România ca și în Austria, însă aici văd că lucrurile merg. Plus că văd că cei de la Bitpanda își extind operațiunile și în Dubai, unde își vor lua licență sau nu știu dacă și-au luat deja. Practic, industria cripto devine parte a industriei bancare. La un moment dat, nu o să fiu surprins să aflăm că foarte multe bănci dețin cryptoexchange-uri și că acest flux financiar, schimburile de criptomonede vor avea loc inclusiv în aplicațiile bancare. Nu mai e mult până departe. Dragilor, mai sunt doar câteva locuri pentru cina de la Suceava, cină cripto. Dacă n-ați văzut Suceava, acum aveți ocazia, într-un context cripto. Vom pune imediat linkul către zona de ticketing pentru acest eveniment, pentru această cină VIP. Îmi pare bine să văd interes din partea voastră. Promit să organizez și în alte orașe din România, atât timp cât o să fiu în țară. Este o formă de socializare și de interacțiune umană între oameni care dețin cripto, oameni care investesc. Sunt povești interesante, se leagă prietenii. Așa că mă bucur, mă simt onorat să fac parte din comunitatea cripto românească și abia aștept să ne vedem în data de 18, adică sâmbăta viitoare, la Suceava, la o cină senzație.